Când mă uit acum cu ochii minții la oamenii din vremea aia, am o imagine cenușie. O imagine în care toți oamenii sunt îmbrăcați, arată mohorât, dar și hainele sunt mohorâte, ponosite. Culori de șobolani, griuri, de, inclusiv, dacă vrei, de poarte paltoane întoarse. Dar expresia feței oamenilor era evident tot mai depresată, tot mai deprimată.